Primarul de Suceava Ion Lungu ar putea să candideze în 2016 pentru al patrulea mandat în fruntea urbei, dar nu consideră acum momentul potrivit să facă un anunț de acest gen. În ceea ce privește sprijinul politic, Lungu a refuzat să spună dacă va candida independent sau susținut de o formațiune politică. Nu exclud nimic, dar îmi doresc să fac cât mai multe lucruri pentru suceveni. Vreau să fiu sănătos. Nu știu, se întâmplă ceva anormal în Suceava, în mod special. În domeniul ăsta candidaturilor, să fim sănătoși, mai sunt 2 ani zile până atunci. La nivelul meu nu trebuie pregătit, am autoritate, mă cunoaște lumea, așa că nu trebuie să ne anunț cu 3 ani zile înainte candidatura. Cine nu mă cunoaște? Lungu a fost ales primar din postura de membru PNL în primul mandat, iar 2 mandate le-a câștigat ca membru democrat-liberal.